5, începem cu versetul 14 până la versetul 17 inclusiv. 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Vă rog să ocupați locurile și ascultăm cu respect cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Aleluia! Ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui pastor pentru invitație, mulțumesc conducerii bisericii. Trebuie să mărturisesc, frații ne-au chemat de multe ori să venim, să slujim împreună, dar n-am putut și am tot refuzat și am zis în seara aceasta, nu mai refuz, că nu vreau să supere pe noi, pe mine. Vreau să spun că ziua aceasta are o încărcătură emoțională foarte puternică pentru mine, cel puțin, cu mari emoții, stau în fața dumneavoastră pentru că sunt 42 de ani de când am semnat la sfat căsătoria noastră civilă cu Victorița și tăvălugul vieții a trecut peste noi, 42 de ani sunt mulți și nu știu dacă se gândea ea atunci când a semnat sau după aceea prin ce Domnul o va trece, ne va trece și nu știu dacă ar fi semnat. Dar slăvit să fie Domnul că a fost alături de noi până acum. Spunea Domnul Iisus Hristos și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, spunea în Ioan 17, versetul 3. Mulțumim lui Dumnezeu și cu toții trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru salvarea noastră, pentru mântuirea noastră, mântuire care o dorim și o așteptăm și mântuirea aceasta va fi încununată și va fi desăvârșită odată cu intrarea noastră în Împărăția lui Dumnezeu sau în Împărăția Cerurilor, atunci când Mântuitorul Hristos va rosti aceste cuvinte, veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți Împărăția care v-a fost pregătită încă de la întemeierea lumii. Desigur, această mântuire, această salvare depinde în primul rând de ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pe crucea de lemn, de pe dealul Golgotei și în același timp depinde și de cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum am citat din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, trebuie fiecare din noi să recunoaștem că nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat dacă în primul rând nu ne cunoaștem pe noi cu adevărat. Nu se poate. Cele două cunoașteri merg mână în mână. Se completează reciproc una cu cealaltă. Cu multă smerenie am pregătit mesajul acesta pentru dumneavoastră, care se intitulează Cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă vreți, voi încerca să răspund la această întrebare. Ce este sau cum ar trebui să fie această cunoaștere adevărată a lui Dumnezeu? Îl cunosc pe Dumnezeu pentru că atunci când eram mic, mi-a vorbit de Dumnezeu mama și tata și bine au făcut. Îl cunosc pe Dumnezeu pentru că am învățat la școala duminicală despre El și bine au făcut învățătorii că m-au învățat. Îl cunosc pe Dumnezeu pentru că am absolvit o școală teologică și încurajăm pe cât mai mulți tineri să absolveze o școală teologică. Îl cunosc pe Dumnezeu pentru că am citit multe cărți despre Dumnezeu și am acumulat o mulțime de cunoștințe despre Dumnezeu, am acumulat informații. Dar dați-mi voie să vă spun că adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu este mult mai mult decât lucrurile acestea, care sunt foarte bune. Adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu înseamnă o experiență personală cu Dumnezeu și continuă cu Dumnezeu din momentul pocăinței noastre până în ziua când vom intra în împărăția Lui slăvită. Aceasta trebuie să fie preocuparea vieții noastre de fiecare zi. Marele și slăvitul apostol Pavel spunea să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui, sau cum spunea în Coloseni, capitolul 1, versetul 29, iată la ce mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu putere în mine, spunea Pavel în Coloseni. Orice femeie, orice gospodină, și acum adresez surorilor din biserică, care primește de la o altă soră din biserică rețeta unei prăjituri sau unei mâncăruri foarte bune, atunci când ați luat această rețetă, ați citit-o, ați recitit-o, ați studiat-o mult, ca să înțelegeți și să vă dați seama cum va fi acea prăjitură sau acea mâncare pe care o vreți să o pregătiți. Dar abia după ce ați gătit acea prăjitură, sora Marinela, după rețeta aceea și prăjitura va ieși foarte, foarte bună, dar numai după ce ați gustat-o și ați simțit dumneavoastră gustul ei, mirosul, aromele și textura care a fost în acea prăjitură, numai atunci v-ați dat seama cum este acea prăjitură. Cam așa stau lucrurile și cu Dumnezeu, cu această cunoaștere a lui Dumnezeu. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu după rețeta Lui, după cerințele Lui. Aceste cerințe, aceste instrucțiuni le găsim în Cartea Sfântă, în Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că de acum nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, spunea Marele Apostol Pavel, și chiar dacă am cunoscut pe cineva în felul lumii, de acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Ce voia practic, de fapt, Pavel să transmită corintenilor și în seara aceasta să ne transmită nouă? În primul rând, personal cred că Pavel dorea să-i facă conștienți pe acești corinteni că ei se aflau la o margine de hotar între două cunoaștere. Ei erau la un loc bine precis care delimita aceste cunoașteri. Cunoașterea veche a lui Hristos și această cunoaștere veche nu era suficient pentru ei Și Pavel le scrie că trebuie să fie o cunoaștere nouă a lui Hristos și prin această cunoaștere nouă, cei din Corint deveneau ei înșiși o făptură nouă în Domnul Iisus Hristos. Dacă acesta a fost gândul apostolului Pavel pentru frații de atunci, de acolo, cu multă smerenie vreau să vă spun că aceasta este și dorința mea în seara aceasta, ca această seară pentru noi toți să fie ca și o piatră de hotar între două feluri de cunoaștere. Până acum și până aici să fie cunoașterea veche a lui Hristos și de astăzi să înceapă o cunoaștere nouă, aceea pe care Hristos Domnul vrea să o ai, să o am și să o avem cu toții și dorește Dumnezeu de la noi lucrul acesta. Cunoașterea aceasta nouă a lui Hristos, cunoașterea adevărată, este importantă pentru că ne leagă cu Dumnezeu, ne leagă de Hristos pentru totdeauna. Dar poate v-a spus întrebarea, cum este această cunoaștere veche a lui Hristos, pentru că Pavel vorbește despre ea? Știți cum este cunoașterea veche a lui Hristos? Era exact așa cum lumea de atunci îl cunoștea pe Hristos. Când a venit Hristos Domnul în lume, s-a întrupat prin Fecioara Maria, Domnul Iisus Hristos a fost cunoscut, de îngeri, de oameni și de demoni. Vă aduceți aminte ce spuneau duhurile rele Domnului Iisus Hristos atunci când veneau în contact cu El? Ce avem noi de a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Sau cum se spune în altă parte, în Marcu, capitolul 5, duhurile rele cereau și permisiunea să nu-i chinuiască, să nu-i le trimită în adânc. Domnul Iisus Hristos a avut autoritate absolută asupra duhurilor necurate. Dar Fiul lui Dumnezeu a fost cunoscut și de oameni. Unii credeau că este unul din proroci, Ieremia, Ilie, Isaia, alții, ca să-și bată joc de el, spuneau, știm cine ești. Ești fiul Templarului, ești Feciorul Mariei, frații și surorile tale sunt printre noi. A fost cunoscut și de oameni. Dar atunci unde a întâlnit Domnul Iisus Hristos nevoi și neputințe și oameni bolnavi care strigau în urma Domnului Iisus Hristos, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, Bartimeu și-a căpătat vederea și alții și atâția bolnavi. A cunoscut lumea de atunci pe Hristos? Absolut. Dar cum a cunoscut lumea pe Hristos? Așa cum un orb cunoaște lumea. Ei pot să umble, pot să vorbească, pot să simtă, pot să mănânce, dar le lipsește cel mai important, simți, și acesta este văzul, le lipsește vederea. Și așa cunoaște lumea pe Hristos. O cunoștință, o cunoaștere generală despre Hristos, dar cunoașterea aceasta veche sau cunoaștere generală nu schimbă viața la nimeni. Oare tot așa un credincios, o credincioasă, o persoană născută din nou cunoaște pe Domnul Iisus Hristos? Nu, dragii mei, pentru că Pavel a spus și fratele păstor a citit, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe cineva în felul lumii, de acum nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul acesta. Un credincios, o persoană născută din apă și din Duh, altfel se uită la un răsărit de soare ca și un necredincios. Privim la un răsărit de soare și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru frumusețea acestui răsărit de soare. Ne uimim de creația lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru că a creat totul așa de frumos în jurul nostru, dăm slavă lui Dumnezeu. Credeți că așa se uită și un necredincios? Un credincios bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, născut din nou, altfel se uită la o floare când o ia în mână, altfel se uită la un trandafir sau la un crin, privește și vede frumusețea și mirosul acestei flori. Îl binecuvintează pe Dumnezeu. Oare credeți că tot așa se uită și un necredincios? Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că a creat totul diferit în natură. Nu este o floare ca identică cu cealaltă, nu este o frunză identică cu cealaltă, nu este un fulg de zăpadă atunci când ninge. Și noi care venim din România ne aducem aminte de zilele când ningea și ne dădeam cu sani afară și ne înghețau degetele la mâini și de la picioare. Ne bucuram de fulgi de zăpadă care ningea. Nu știu, frate Cornel, la voi în Sălaj ningea? Sigur vă bucurați și ne dădeam cu sania și părinții ne chemau în casă, dar ne bucuram de frumusețea acestui anotimp, iarna. Oare tot așa gândește un necredincios? Nu cred, dragii mei. Dar să continui cu logica aceasta a cunoașterii noi pe care ne-a dus-o Domnul Iisus Hristos și pentru care îi mulțumim. Privesc la om. Privim la oameni, despre care citim în Cuvântul lui Dumnezeu că omul este creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și noi suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, ne-a creat pentru așa ceva. Oare tot așa se raportează și un necredincios la lucrul acesta? Nu cred. Privesc la om. La dumneavoastră care mă înconjurați, privesc la oameni în general și îmi dau seama că omul nu este un animal evoluat. Omul nu este o maimuță zburdalnică care a sărit jos din copac, începe să umble, începe să vorbească, începe să facă tot semne cu mâinile lui. Dragii mei, nu ne tragem din maimuță, așa cum spune Darwin în teoria evoluției, și această teorie, din păcate, este o învățătură diavolească, încă se mai propagă la copiii noștri în școli. Ferească Domnul! Nu ne tragem din maimuță, frați și surori! Dumnezeu ne-a creat. Aleluia. Și cântarea spune, nu suntem un vis și o întâmplare. Ne-a creat, ne-a gândit, ne-a zidit o minte creatoare și o înțelepciune fără de hotare. Și fratele Simi continuă cântarea. Există, poftim? Există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu adevărat. Suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Suntem chemați să moștenim cerul împreună, toți împreună. De aceea privesc la om și îl respect. Nu-l batjocoresc, nu-l calomniez, nu-l vorbesc de rău, ci îl respect. Pentru că este o ființă umană și trebuie să ne rugăm unii pentru alții, ne rugăm pentru oameni și trebuie ca să ne implicăm alături de Dumnezeu în această extraordinară bătălie de a câștiga pe oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Iată care trebuie să fie lupta noastră, fraților. Dușmanii noștri nu sunt în biserică, ci sunt în afară și noi trebuie să chemăm oameni, bărbați și femei, tineri și bătrâni, să vină la mântuire, la împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne folosească pentru lărgirea împărăției Lui, chiar și cu cei din familiile noastre, cu vecinii noștri, cu prietenii noștri. Sunt atâția care trebuie să vină la mântuire. Dar de unde e această atitudine nouă? De unde e această concepție nouă, începând cu natura neînsuflețită și până la om? S-a schimbat cunoașterea noastră a lui Hristos. Avem o atitudine schimbată pentru că avem o cunoaștere schimbată. Cu alte cuvinte, abia acum avem adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă spun o experiență personală. din viața mea. Prin aceasta vreau să înalț numele Domnului. Pe doctorul care m-a operat, l-am cunoscut de 2 ori. Sunt mulți ani de atunci. Și încă și acum țin minte numele acestui doctor, doctorul Macavei. Era foarte, foarte bine dotat profesional. L-am cunoscut înainte de operație și l-am cunoscut după operație. Înainte de operație, numele lui nu îmi spunea nimic. Abia după operație, numele lui s-a imprimat în memoria, în mintea mea, și a început să aibă o rezonanță deosebită pentru mine. Abia atunci numele lui a ajuns să capete un respect și o semnificație deosebită pentru mine personal. Știți de ce? Pentru că pentru câteva ore viața mea a fost în mâna acestui doctor. Și mama deja semnase declarația prin care spunea că doctorul nu va avea nicio vină dacă voi muri, nu avea nicio responsabilitate. Am avut apendicită perforată și după câteva săptămâni am făcut ocluzie intestinală. Nu știu dacă toți înțelegeți ce este aceasta, încurcătură de mață. Dar operația a reușit pentru că a fost voia lui Dumnezeu, folosind pe doctorul Macavei să își arate în mine, să practice pe mine înțelepciunea care a primit-o de la Dumnezeu, priceperea primită de la Dumnezeu pe trupul meu prin operația pe care a avut-o și el, și această operație m-a marcat pentru totdeauna. L-am cunoscut înainte de operație și după operație. De atunci când auzeam numele lui după acea operație, trăsăream. Eram emoționat pentru că doctorul acesta, Macavei, și-a lăsat urma înțelepciunii lui pe trupul meu și m-a salvat de la moarte. Și vreau să fac această asemănare simbolică. L-am cunoscut pe Hristos în felul acesta? L-ai cunoscut pe Hristos în felul acesta? Și-a lăsat Hristos Domnul o urmă a puterii Lui în viața ta, pe sufletul tău, pe trupul tău. S-a dovedit Hristos tare în tine și cu tine? Și-a lăsat Hristos Domnul o urmă a prezenței Lui, a smereniei Lui, a exemplului Lui personal, a vieții Lui de biruință și în viața ta? Este viața ta o viață de biruință trăită prin Domnul Iisus Hristos? Dar urma ascultării de cuvântul Lui și-a lăsat Hristos Domnul în viața ta? Aceasta, dragii mei, este cunoașterea nouă pe care Hristos Domnul vrea să ne ofere. Hristos Domnul vrea și dorește să devină iubitul sufletului nostru, să-L iubim pe El, să credem în El, să-L ascultăm numai pe El, să-L urmăm numai pe El, să privim numai la El, pentru că El este singurul care ne-a spus, eu sunt, Mântuitorul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Despre această cunoaștere nouă am încercat să vorbesc în seara aceasta, despre cunoașterea acelui care cerul ni l-a dăruit, pentru că numai prin el poate să înceapă această cunoaștere nouă. Pe acesta am încercat să-l prezint între dumneavoastră în seara aceasta, pe Mântuitorul acesta am încercat să-l înalț în seara aceasta, pentru că numai Domnul Iisus Hristos poate și vrea să pună această piatră de hotar din seara aceasta între cele două feluri de cunoaștere, acum și aici, să se termine odată pentru totdeauna cu cunoașterea veche a lui Hristos și de astăzi să înceapă cunoașterea cea nouă a lui Hristos. Aici, dragii mei, este secretul schimbării, aici este secretul înnoirii, aici este secretul diferențierii între cunoașterea cea veche și cunoașterea cea nouă a lui Hristos, pe acest minunat mântuitor și salvator pe care Dumnezeu ne l-a trimis, pe care cerul ne l-a trimis, pe acesta așteaptă Dumnezeu ca să îl cunoaștem, nu doar să acumulăm cunoștințe biblice despre el, teologice, concepte. Nu, dragii mei, toate acestea sunt bune în contextul lor și la locul lor. E bună și cunoașterea teoretică, dar mai mult decât aceasta, cunoașterea practică, personală a lui Hristos, a lui Domnul Iisus Hristos. Aceasta dorește Dumnezeu de la noi și El dorește o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Este importantă această întâlnire pentru că este decisivă și va schimba cursul vieții tale, cursul vieții noastre, cursul și destinul vieții mele. Vă aduceți aminte de marele și slăvit apostol Pavel? Cum a fost viața lui înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus pe drumul Damascului? Citit această întâlnire în Faptele, capitolul 9. Era pornit pe fapte mari, călărea pe cai mari, era pornit în pornirea lui să aresteze pe credincioși, făcuse prăpăd în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și acum nu era mulțumit. A cerut scrisori de la marii preoți, le-a băgat în sân și mergea spre Damasc să prindă pe ceilalți credincioși, dorea să intre Damasc victorios, să oprească odată și pentru totdeauna această mișcare nouă care a apărut. El credea că face lucrul acesta din zel pentru Dumnezeu. Dar viața lui abia a început după ce a căzut pe drumul spre Damasc, a căzut în țărână, cu nasul în nisip. În lumina aceea extraordinară, Hristos Domnul îi se prezintă, aude, vorbește cu Pavel, Pavele, de ce mă prigonești? Și Pavel dintr-o dată pune două întrebări, cine ești și ce vrei să fac? Și Pavel înțelege că cel pe care îl prigonea era chiar Fiul lui Dumnezeu. Toată viața lui Pavel se schimbă, macazul lui a fost schimbat, cunoașterea veche a fost schimbată, a început o cunoaștere nouă și ne bucurăm să citim în continuare în Faptele Apostolilor, biserica se bucura de pace. Bineînțeles că se bucura de pace dacă prigonitorul ei s-a întors la Domnul, nu-i așa? Pavel, din marele prigonitor, a devenit marele apologetic, marele apărător al creștinismului și a fost gata să plătească cu viața chemarea lui și lucrarea lui. El a devenit ambasadorul lui Hristos și a fost folosit de Dumnezeu într-un chip extraordinar. El nu s-a plâns niciodată de condiția lui. El spunea mai târziu, atunci când a ajuns în închisoare în Roma, toate acestea, lanțul acesta îl port pentru Hristos. Eu sunt întemnițatul lui Hristos, nu a romanilor. Într-adevăr, a murit ca și martiri. Vedeți, dragii mei, ce importantă este cunoașterea adevărată lui Hristos. Ne schimbă viața, ne schimbă caracterul, ne leagă cu Hristos pentru veci de veci. Viața noastră primește un alt sens și un alt scop și nu mai urmărim interesele noastre personale, interesele mele personale, nu mai urmăresc voia mea, ci urmăresc voia și scopul lui Dumnezeu. Și cum spunea Pavel mai târziu în Galateni, capitolul 2, versetul 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și oarecum încearcă să se corecteze. Stați puțin că am făcut o greșeală. De fapt, nu mai trăiesc eu. Hristos Domnul trăiește în mine. Ce mare adevăr! Se poate spune lucrul acesta despre noi? Copiii noștri pot spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu? Vecinii noștri pot să spună ceva deosebit despre noi? Colegii de muncă pot să mărturisească, nu știu ce e cu sora asta, cu Fratele acesta este ceva, el toată ziua cântă, este plin de bucurie, este deosebit, eu îl vorbesc de rău, îi fac rău, dar el mă binecuvintează. Aceasta este cunoașterea nouă a lui Hristos. Avem harul acesta și în seara aceasta și de data aceasta să avem curajul să trecem hotarul înspre cunoașterea nouă a lui Dumnezeu, a lui Hristos. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este bun, Dumnezeu este milos, Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în îndurare. Să ne întoarcem la Dumnezeu cu credință și pocăință, pentru că Dumnezeu este gata să ne primească și pe noi. Viața noastră va fi binecuvântată, nu numai aici, într-o viață de familie, împreună cu familie, cu copii și nepoți și cu toate rudenile noastre, și apoi vom fi binecuvântați în biserică, în slujirea Domnului Iisus Hristos. În viața pe care o trăim, suntem binecuvântați, dar vom fi binecuvântați apoi cu Domnul Iisus Hristos în împărăția glorioasă în care vom intra, pentru care ne pregătim, și Domnul să ne ajute pe fiecare să intrăm în această împărăție glorioasă și slăvită, așa cum spunea Mântuitorul: veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Dar nu uitați, cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu este cea mai importantă, pentru că ea ne leagă de Dumnezeu și cu Dumnezeu pentru totdeauna. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți din locul acesta să auzim acele cuvinte binecuvântate. Veniți de moșteniți ceva a fost pregătit. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze.